Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Una din mâncărurile preferate în țara noastră este pizza. Rar găsești o persoană care să spună că nu-i place sau să te refuze când îl înfiți la o pizza. Pe la noi găsești multe varietăți de pizza. De la feli mici, la mini pizza, la pizza gigant și pizza la metru. Cum nou ne place să mâncăm și la întrebarea care este cea mai bună pizza, am primit multe răspunsuri diferite. Însă, în cazul unui singur criteriu, cel mai probabil, am cădea de acord, adică cât de mare să fie o pizza. Păi, cu cât mai mare, cu atât mai bine. De ce? Pentru că pizza e bună și dimineața, și seara, și nu contează dacă o mai reîncălzim la microunde următoarea zi. Așa că mi-am pus întrebarea, oare care a fost totuși cea mai mare pizza din toate timpurile? și se pare că în anul 2012 câțiva italieni s-au gândit să facă cea mai mare pizza din lume. Evident, cine altcineva să facă cea mai mare pizza, dacă nu câțiva italieni? Așadar, pe data de 13 decembrie 2012, Davi Lonardi, Andrea Monaci, Marco Nardi, Matteo Nardi și Mateo Gianotte s-au gândit să facă cea mai mare pizza din lume. Așa că ei s-au și apucat de treabă și chiar au reușit să intre în cartea recordurilor. Pizza lor avea 1261,65 de metri pătrați, mai mare decât un teren de fotbal. Pizza a fost denumită Otavia. ceea ce vine de la italienescul CEO băieți, Ei spun că au vrut să aducă și un omagiu către Octavian Augustus, cu acest preparat extrem. Acum vă întreb, pe voi, care a fost cea mai mare pizza pe care ați mâncat-o vreodată? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați, să apreciați clipul și toate cele bune până la următorul.